Bună tuturor! Am revenit cu un nou material video pentru voi. De această dată vreau să vă povestesc despre kilogramele în perioada sarcinii, cum am reușit eu să slăbesc după naștere, cum am alimentat, ce sport am practicat și mici secrete pentru mămici. Dragi mămici, din start vreau să menționez că greutatea în perioada gravidității variază la fiecare femeie în funcție de metabolismul său, în funcție de predispunerea genetică și de constituția corpului. Există norme privind kilogramele pe care trebuie să le luați în perioada sarcinii, dar nu este o tragedie dacă oarecum ați depășit aceste limite. Important este să fiți sănătoase și să vă simțiți bine. În primul trimestru de sarcină sunt suficiente doar 200-300 de calorii zilnic consumate în plus pentru o dezvoltare sănătoasă a copilului. Iată de ce mâncăm pentru 2 sau chiar pentru 3, este total greșit. Nu mai ascultăm bunica, mămica, vecina, care ne tot hrănesc cu 2 sau 3 mese în plus, ne dau dulciuri și carbohidrați cu mia, pentru că tot noi suntem acele care după naștere trebuie să facem sacrificii enorme ca să revenim la formele de altă dată. Multe dintre noi se mai confruntă și cu toxicoza în primul trimestru de sarcină. Mămicile chiar slăbesc în această perioadă. Iată de ce în trimestrul 2 și 3 recuperează peste măsură, ceea ce este absolut greșit. De preferat ca aceste 200-300 de calorii zilnic consumate în plus să fie din produse sănătoase, cum ar fi carnea, fructele, legumele neapărat și peștele. Mai puțin din dulciuri și carbohidrați care nu sunt benefici pentru nimic, nici pentru sănătatea copilului și nici pentru corpul tău. În general, din experiența mea, pot să vă zic că în primele 2 trimestre de sarcină, poftele pot fi controlate, iată de ce vă recomand să faceți tocmai în această perioadă și dacă cumva la 12 noaptea v-a apucat o foame care nu poate fi nici de cum stăpânită, mâncați o banană sau, dacă merge un măr, atunci un pahar de chefir cu besmeți sau biscuiți care nu sunt iarăși foarte calorici. Dragi mămici, haideți să fim puternici și să nu ne mai mințim cu chestia că copilul probabil vrea asta, o să mănânc o prăjitură la 12 noaptea. Nu, copilul o vrea, o ferit tu. Iar după asta, o plăcere de 5 minute la 12 noaptea se transformă în luni de activitate fizică și diete care nu sunt din cele mai plăcute. Regula mănânci cât mai puțin și mai des este valabilă în perioada sarcinii, astfel organismul nu este încometat, își primește la timp caloriile de care are nevoie și respectiv nu stochează grăsimile pentru altă dată. Activitatea fizică este importantă atât pentru un corp frumos, cât și pentru sănătatea dumneavoastră și a copilului. Chiar dacă nu ați făcut sport niciodată, să începeți în momentul în care ați aflat că sunteți însărcinată, nu este o contraindicație. Desigur, dacă nu există restricții din partea medicului. Atunci când spun activitate fizică, nu mă refer la sport de performanță. Plimbări cât mai des în aer liber, mai mult mers pe jos. Yoga și pilates chiar vă recomand cu mare încredere. Pe lângă faptul că o să vă simțiți bine fizic, sportul vă ajută să controlați kilogramele și vă dă o stare de bine spiritual și moral. Eu am adăugat 12 kg în perioada sarcinii și vreau să vă spun că am reușit să scap de ele destul de ușor, în decurs de 4 luni. Am făcut acest lucru treptat, fără mari sacrificii. Primele 7 kg le-am lăsat chiar la maternitate în primele 3 zile, alte 5 kg au plecat treptat în decurs de 4 luni, nu m-am înfometat, nu am făcut sport activ, doar am urmat câțiva pași și m-am străduit să am o alimentație sănătoasă. Primul secret ar fi alăptarea, iată aici un beneficiu nu doar pentru copilași, dar și pentru mămică. Dacă nu există disfuncții hormonale, de obicei mămicile care alăptează scapă mai repede de kilogramele în plus, pentru că acele calorii pe care le consumați zilnic, organismul le direcționează spre producerea laptelui. Este absolut un mit să mâncați produse grase pentru a avea atât de gras. Acest lucru este determinat exclusiv de hormoni. Iată de ce vă îndemn să renunțați la produsele supercalorice, pentru că astfel adunați doar kilograme în plus pentru dumneavoastră și nu pentru copilași. Secretul este să mâncăm sănătos, în porții cât mai multe și cât mai mici. Primele luni sunt destul de solicitante pentru o proaspătă mămică, mai ales dacă este primul copil, dormim puțin, mâncăm pe apucate, colici, stres. Toate acestea duc la supra-solicitarea organismului nostru și respectiv pierdem și din kilograme, dar atenție, nu trebuie să ne epuizăm pentru că astfel distrugem și sistemul imun, iar copiii noștri au nevoie de mămici sănătoase.
mai mult pe unele mămici supra-solicitarea fizică, stresul, lipsa somnului și oboseala le îngrașă. Iată de ce încercăm să oferim timp liber mămicilor noastre. Aici eu mă adresez către mămici, bunici, soți și surori. Al treilea moment este să renunțăm la poftele din perioada gravidității, pentru că ele devin obișnuință după naștere. După cum v-am mai spus, mâncăm cât mai des, cât mai puțin, alimente sănătoase, salată, fructe, pește, carne, nu prea grasă, de dorit de iepure, de pui sau de curcan, mai puțin de porc și de rață sau de gâscă. La fel, nu uitați și de consumul de lichide. Este foarte important să oferiți organismului cel puțin 2 litri de apă pe zi. Despre consumul de lichide, vreau să vă povestesc un mic secret de-al meu, pe care mi l-a recomandat o doamnă și care vreau să vă zic că a avut un efect uimitor. În fiecare dimineață când mă trezesc, consum 2 pahare de apă plată la temperatura camerei. La fel, consum lichide, în special apa, cu 20 de minute înainte de mâncare. Astfel îți potolești un pic foamea și excluzi băuturile în timpul mesii. Dacă ți este sete, te strădui să bei apă peste 40 de minute după ce ai mâncat. Este o rețetă bună pentru siluete a franțuzoaicelor care sunt vestite pentru faptul că sunt permanent suple și slăbuțe. Dacă vă este greu să beți 2 pahare imediat cum v-ați trezit, încercați să introduceți treptat această procedură, începând cu jumătate de pahar și creșteți doza în decurs de o săptămână până ajungeți la 2 pahare în fiecare dimineață. Un moment important, sportul excesiv nu se recomandă mămicilor care alăptează. O știu din experiența altor femei care mi-au spus că odată ce au început să practice activitate fizică mai intensivă, au observat că li se reduce din cantitatea de lapte. Dar vă recomand, cum am spus și anterior, yoga și pilates, aerobica, înotul și, desigur, mersul pe jos cât mai mult. Dragi mămici, nu uitați că în lupta cu kilograme în plus contează dinamica pozitivă. Nu facem comparații cu alte femei, pentru că fiecare își are vârsta, corpul său, metabolismul său, predispunerea genetică. Iată de ce vă recomand să faceți comparație doar cu propria persoană înainte de naștere. Nu uitați că o mămică frumoasă este în primul rând o mămică cu un copil sănătos și fericit. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept pe blog.